Astăzi vom testa un joculeț în care devii mai bogat la fiecare click pe care îl apeși. Sau cred că la fiecare secundă în care te afli în acest joculeț, pentru că în momentul de față eu n-am apăsat pe nimica și aparent se adună aici banii în continuu. Văd că dacă vrei să cumperi lemn sau ceva de genul, te costă $100, deci cred că trebuie să faci și tu o bază din asta, dar s-au dus băieții mei până nu știu unde acolo, Doamne ferește. Și vedem că dacă strângi 450.000 poți să-ți cumperi și acest warped egg sau ai mai multe ouă aici mai ieftine de 250-750, dar hai să încercăm și noi dacă tot zice la fiecare click. Eu văd că nu prea este la fiecare click pe aici, adică am apăsat click dar nu se întâmplă nimic. Oare nu merge? Adică eu am testat dar nu prea văd să meargă, dacă mă înțelegeți. Ia, merge? Nu prea merge. Sau am apăsat eu greșit? Ba da, bă, merge, bă, stați așa că merge, bă, nu pot să cred așa ceva, deci nu știu ce se întâmplă, deci cam așa funcționează, băieți. La fiecare click pe care îl apeși, efectiv primești mai mulți bani și este garantat că dacă apeși și tu butonașul de like o să fii bogat, garantat o să devii bogat și tu, deci hai să vedem câte like-uri strângem, deci în sfârșit funcționează toată treaba asta, deci avem acum $500, problema este alta. Eu în momentul de față aș vrea să cobor, dacă înțelegeți, și să-mi cumpăr niște peturi din astea, nu că aș vrea să vă zic altceva, deci aș vrea să cumpăr niște peturi de alea de pe acolo, de pe jos, dar nu știu dacă e recomandat să facem asta, nu știu dacă este recomandat să facem asta, bă, nu prea este ok, dacă mă înțelegeți, am $1000, și aș putea să cobor acum, dar nu știu cum urcăm. A, avem o scară, da, păi era normal să avem o scară, bro. Deci avem aici quest-uri pe care le putem completa. Iar aici avem, deci cu 100. Ia uite, bă, ce pot să cumpăr. Deci cu banii ăștia pot să cumpăr brick, de exemplu. A, deci trebuie să cumpăr wood prima dată și după aia brick. Na, mă, că are logică. Și nici nu trebuie să mă duc acolo sus. Uite, nici nu trebuie să mă duc acolo sus, că pot să-l construiesc de aici, de jos. Și îmi dă și câte un gift, uite, $350. Ia uite, bă, ce mă ajută jocul aici. Deschidem și noi un ou din ăsta de 750. Mi-a dat un pet rar. Văd că nu s-a echipat automat. Avem și 2500 daily. Bă, stai, ce s-a întâmplat? Am primit 2500 și mi-a crescut ăsta automat? Nu, n-o, pot să cred. Poți să dai și rebirth la 2500. Hai să dăm un rebirth aici. Mi s-a dus toată construcția. Și hai să vedem. Deci trebuie să facem bani din nou. Văd aici că ai și chestiile astea să le echipezi. Noi în momentul de față avem brick, nu? Și la 2500 putem să cumpărăm construction ăla. Deci sunt multe chestii pe care poți să le faci. Și uitați-vă cât de repede facem bani acum, băieți. Uitați-vă cât de repede facem noi bani acum, că nu este posibil așa ceva. Deci uitați-vă cât de ușor. Deci efectiv dacă apeși în continuu acolo, îți face banii în continuu fără nicio problemă. Avem aici încă un gift de $500 și mi se pare că cu $500 nu știu dacă pot să cumpăr ceva. Uite, pot să iau speed. Da, pot să iau ăsta, yellow speed. Dar văd că s-a schimbat aici ceva, ci că purchase yellow, ok, destul de decent. Dar uite ce am găsit aici, fast auto. Păi ăsta e fast? Ai că e fast dacă e, că fast e când apăs eu aici, ia uite. Se duce acolo dacă n-ajungem, ho-ho, Turnul Eiffel direct acolo, da, Abu Dhabi direct, ia ce facem aici, zgârie nord ca băieții. Dar cred că băieții ăștia nici măcar n-au dat rebirth-uri, adică băiatul ăsta s-a oprit acolo la primul rebirth, doar a construit puțin. Și hai să mai deschidem și noi aici încă un ou din ăsta și să punem și noi peturile pe noi, mi-a dat aici un deer și cred că astea îți dau ceva power ele, vedeți? Multiplier. Ia uitați-vă aici ce multiplier îmi dă, că dacă nu crește acum, bă! Ce cauți la mine în bază, bă! Bă, pe băiatul ăsta îl cheamă Zoro și îl urc aici, vedeți? În zgârie nord, bă, băiatule, bă, nu știu ce cauți tu acolo. Hai să mai cumpărăm un pet. Opa, îmi dă un reward pentru că am deschis aici treaba asta, ci că your reward awaits. Deci, practic, nu! Ok, era să șterg. Practic aici pe store, ci că îmi dă ceva reward, dar nu prea văd niciun reward. Eu ce pot să cumpăr aici? 15 peturi. Hai că sunt băieții bine aici pe joculețul ăsta, nu zic nu. Ai, bineînțeles, aici gifturile, deci îmi dă un sandeg din ăsta curând. Iar sandeg care e? Cactus sandstone. Cred că ăsta de pe aici este. În câteva secunde. Și ce e ăsta? Free pet. Dar nu știu, mi-a zis aici. A, uite aici, quest-uri completate. Aici pe undeva. Quest-uri. Claim. Claim.
și îmi dă ceva mai mulți bani. Uite, îmi dă și un Odin ăsta, Sendeg, care e mult mai bun, adică Parrot. Wow. Și hai să punem și noi petul ăsta, Equip Best. Deci Parrotul ne dă 2,6, nu e atât de bun precum am crezut eu. Însă putem să ne ducem pe store la money. Nu, cred că aici. Earn double money. All X give golden pets. Perfect, pentru că vreau. Și nu mai putem face nimic cu ceilalți. A, uite aici avem un spin din asta. Hai să vedem dacă ne dă și nouă niște bani. Mi-a dat medium pack, mi-a dat aici $1000, ceea ce este decent, nu zic, nu e chiar destul de ok. Și cu 1000 nu pot să cumpăr mai nimic, decât dacă cumpăr towers din astea, dar nu pot să cumpăr. Momentan nu pot să cumpăr, deci de 1000 mai pot să cumpăr ceva? Nu. Deci trebuie să strângem mai mulți bănuți. Dar uitați-vă acum cum cresc banii ăștia, bro, deci dacă ar crește și like-urile, așa ar fi fenomenal. Ne trebuie 2500 pentru următoarea construcție. Uite, avem aici 2500 și cumpărăm ăsta, construction. Acum avem, nu știu ce avem noi aici, zici că e făcut din geam, așa vedeți. Dar e mai modern, e mai șmecher, dacă înțelegeți voi. Și hai să vedem, următorul rebirth la cât e? La 5000. Cred că puteam să strâng eu de un rebirth mai bine. Puteam să strâng eu de un rebirth mai bine, dar nu m-am gândit. Avem iar 2000 de bănuți. Și dacă vrem acum să urcăm aici, nici nu cred că reușim. Ba, da, am reușit. Avem 2600, 2700. Uite cum cresc banii aici. Wow, 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 wow. Foarte tare. Deci cresc banii foarte ușor și la 5000 putem să dăm și noi un rebirth, adică al doilea rebirth, ceea ce este destul de decent, pentru că următorul s-ar putea să fie la 10.000. Primul a fost la 2500, al doilea la 5.000, cred că următorul e la 10.000 și tot așa, cred că se dublează. Hai să vedem. Dăm și noi acum următorul rebirth la 5.000 și următorul, vă dați seama că la 10.000. Da, eram sigur. Mamă, și dacă vrem să cumpărăm acum Aztec, deci următorul material de construcție, ca să zic așa, 10.000, bă băiatule, bă, 10.000. Ia ce ne dă aici? Încă $750, nu prea ne-a ajutat atât de mult. Și putem da claim aici la $260, desigur. Wow, ia să vedem ce misiune avem. 200 de double jumpări. Mamă, trebuie să dau un continuu jumpări. Open 5x. Get one friend to join. Foarte greu să vină prietenii aici să se joace. Cam greuț, dacă mă înțelegeți. Dar na, nu e imposibil. Dar îți dă niște bonusuri destul de ok. Iar aici poți să te duci pe baza de pe lună la 7 rebirth-uri. Este o zonă din asta mai specială, așa cred că. Și poți să te duci tu undeva pe lună, aparent, destul de interesant. Avem acum iară 5.000 de bănuți, aproape 5.000 avem din nou. Și la 10.000 putem să dăm încă un rebirth. Sau dacă nu, să cumpărăm Aztec. Acum, nu știu care e mai bine. Ori următorul material de construcție, adică Aztecul ăsta, ori dacă nu să dăm rebirth. Deci aici chiar nu știu ce să zic. Nu știu care este mai bănicel. 7.000 de bănuți acum. Imediat facem și noi restul. Și nu știu dacă să mai deschidem niște ouă din astea. Aș deschide niște ouă din astea de 3.000 și ceva. Dar să știți că după ce cumpăr materialul ăsta de 10.000, aș putea să cumpăr niște ouă din alea de 3.750. Cumpăr și eu două din alea. Că unul din ăsta de 11.000 deja avem, că l-am primit pe ăla de la gift, deci nu trebuie neapărat să mai deschid din alea atât de scumpe. Și având în vedere că acum avem 10.000, intrăm la Towers, luăm și noi Aztec, care îți dă plus 10% boost, ce tare. Și la trails aici, următorul la 2500. Am putea să strângem și noi 2500 pentru ăsta red, pentru că următorul e 10.000. Și nu prea aș dea neapărat 10.000 pe un trail din ăla, dar 2500 se duc repede, deci e destul de decent. Deci avem 1500 exact acum, 1700, 1900, 2000. Bun, încă 500 și facem și noi treaba asta ce am zis cu trails-ul. Perfect, 2500, exact acum am oprit. Și hai să luăm red. Deci acum am luat ăsta, red. Mamă, se mișcă și mai repede. Deci merită. Merită trails-urile astea. Uite, ar trebui să-l cumpăr pe ăsta de 50.000. Dar până strângem noi 50.000, nu prea este o chestie atât de interesantă. Oare să strângem acum noi niște bani și să deschidem aceste ouă de 3750? Eu zic că încă două peturi în plus, OP, ne-ar ajuta foarte mult. Dacă deschidem încă două din astea, ar fi destul de decent. Hai să vedem ce primim aici la gift. O să primim o poțiune de 30 de minute. Ok. Până primim noi giftul ăsta, hai să deschidem un ou din ăsta de 3700. Să vedem ce ne dă. Avem 3500, 3600, 3750 ceva. Bun, deschidem și monkey.
Tot Perot mi-a dat. Tot Perot din ala mi-a dat. Dăm aici la Equip Best. Am primit și noi încă un gift. Văd că este un Void Potion. Ok, destul de interesant. Trebuie să o punem pe noi înainte să ne pice un pet. Și dacă dăm aici la Spin, să vedem ce ne dă. Un Small Pack. Deci cred că mi-a dat încă 500 de dolari. Uite cum a rămas acolo acoperișul, bro. Bro, ce caut acolo acoperișul? Dar vedeți că fac bani cam repede acum. Mi se pare mie sau urcă banii prea repede? Bă, mi se pare că urcă banii cam repede, ceea ce este destul de ciudat. Deci urcă banii destul de repede acum. Hai să vedem. Deci 3000 de dolari, 3300, 400, 500, 600, 750 numai, gata, atâta. Mai descriem, vreau monkey. Îmi dă numai Perot, 3 Perot mi-a dat. Ia, ok, și Perot, nu zic nu. Măcar sunt golden astea, îți dau 3,9. Puteam să pun și o pățină de Void și mi-mi făcea peturile direct Void și era mult mai ușor, dacă mă înțelegeți. Însă, dacă strângem 10.000, bineînțeles că putem face și al treilea rebirth pe acest joculeț destul de interesant. Și dacă strângi 7, poți să te duci pe baza asta de pe lună, care mi se pare destul de interesantă și cred că face o groasă de bani acolo. Sunt și alte peturi, alte posibilități și probabil și alte mașinuri din astea, mașinării din astea la care să faci peturile mai bune și așa mai departe. Însă, ca de fiecare dată, nu uitați și voi să-mi spuneți părerea voastră despre acest joculeț în secțiunea de comentarii, să spargeți și voi butonul acela de like pentru că mă ajută foarte, foarte mult și până data viitoare, eu am fost Antidot, baftă!